O toamnă frumoasă aici la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București, dragii mei, dar surpriza emisiunii vine chiar acum. Domnul inginer, din câte știu, poate nu greșesc, sunteți tăticul cătinei cultivate. Cătină sălbatică, cum a ajuns la a fi cultivată, iată, de acum pe suprafețe destul de mari? Cătina cultivată este probabil ultimul venit în familia speciilor pomicole cultivate. Provine într-adevăr din flora spontană, selecții făcute din flora spontană a României, îmbunătățite pe parcurs, hibridate între ele și specii. Nu te varietăți noi, specii noi? Sigur că da, hibrizi noi, hibrizi naturali, evident. În așa fel încât la ora asta putem discuta în România de un nou sector pomicol, o ramură nouă a pomiculturii românești, cătinocultura. Cătinocultura care se ocupă cu cultivarea cătinei. Chiar am participat la Congresul Internațional al Cătinei din Taiwan, China, în care am constatat toți cei prezenți acolo că este nevoie, la un moment dat, să adăugăm o sintagmă la denumirea Asociației Internaționale a Cătinei, și anume a cătinei cultivate, pentru a face deosebirea între cătina cultivată, nobilă, și cea sălbatică din flora spontană, care are și ea rolul ei foarte bun, dar e vorba de altceva. Măcar ca fond genetic. Ca fond genetic, cătina din flora spontană este un rezervor nesfârșit de material genetic, iar natura, prin miliardele de combinații, prin iubiri neștiute, cum spunea un predecesor de-al nostru, creează în fiecare an milioane și milioane de noi combinații genetice, din care, în acest rezervor natural imens, putem noi să profităm și să facem selecții. Cu mult noroc sau cu puțin noroc, putem să devenim tătici, cum spuneați dumneavoastră, unor noi varietăți luate în cultură. Evident, de la selecție până la omologare și lansarea în cultură e drum lung. E drum lung și se face cu știință de carte, cu răbdare, cu inspirație. Care este deosebirea între cătina sălbatică din natură și cea cultivată? Păi, să număr niște avantaje. Plecând din flora spontană, prin selecție și testare, ajuns să stabilești că o anumită varietate, un anumit biotip, are niște calități. În momentul în care ai stabilit că le are calități enumerate în mai multe direcții, să crească într-un anumit fel, să răspundă la tehnologie, să aibă fructe de calitate, să conțină cu tare sau cu tare componentă, devine subiect pomicol. Se mulțește și obții clone ale aceleiași plante pe care le cultiv cu avantajele cultivării plantelor. Adică nu mai stai să alergi prin plantație să vezi care s-a mai copt. Când ți se coace, se coace toată parcela. În ladă ai fructe de aceeași culoare, de aceeași mărime, uniforme. Beneficiarul tău, procesatorul, știe exact ce pune în cazan, ca să zicem așa, sau ce are în ladă. Avantajele cultivării plantelor. Asta ar fi deosebirea. Și esențial este să se rețină că o varietate prelevată din flora spontană a fost aleasă pentru că are niște calități bune, mai deci, bune. Domnul Vulpes, atunci să înțeleg că în natură există mai multe varietăți de cătină din care în procesul de în cercetare alegeți genotipurile, să le numesc așa, cele mai valoroase. Păi, să precizăm, în natură cătina se mulțește exclusiv pe cale generativă, adică prin semințe. Din acest motiv nu există două plante la fel. Nu există. Toate sunt diferite între ele. Milioane de varietăți. Unele dintre ele sunt bune. Ei, datoria noastră este să le selectăm pe cele bune, să le testăm, să le vedem dacă sunt bune, dacă răspund la tehnologiile aplicabile și să creăm, să propunem spre cultură varietăți noi. Despre asta e vorba. Evident, cele propuse au calități net superioare mediei celor din flora spontană și unele din direcțiile de selecție, de cercetare pe care le folosim, sunt tocmai cele referitoare la gust, la aromă, la pretabilitate pentru industrializare și așa mai departe. Evident că după ce au trecut toate testele și răspund pozitiv la toate pretențiile noastre, sunt considerate specii pomicole. În rest rămân sălbatice.
Da. Nu, întâmplător v-am pus această întrebare, pentru că lumea care nu cunoaște ceea ce înseamnă cercetare, selecție genetică, poate se întreabă, dar de ce trebuie să cultivăm dacă există în flora spontană? Păi să vă dau un exemplu foarte simplu. Faceți dumneavoastră diferența între mărul pădureț și mărul Golden Delicious, să zicem. Deci nu trebuie să mai spuneți mie asta, e clar că este mare, mare, foarte mare diferență, dar trebuie să explicăm asta și celor care ne urmăresc, pentru că este bine să înțeleagă cât de important este să cultive în mod științific ca și rezultatele cercetării până la urmă în fiecând grădina fiecăruia, în plantațiile fiecăruia cei care vor să le înființeze. Da, noi pe lângă propunerea spre cultivarea unor, să zicem, omologare în sistemul nostru de omologare. Am făcut o parte din ceea ce trebuia făcut pentru luarea în cultură a acestei minunate specii pomicole. Partea a doua sau partea una dintre următoarele părți este, a fost stabilirea unei tehnologii de cultivare adecvate care să facă posibilă cultivarea cătinei. Vedeți, natura, Dumnezeu a lăsat fructul ăsta cu o particularitate unică, poate, în rândul plantelor pomicole. Când se maturează, fructul nu cade, nu își formează acel film separator, cum își formează mărul sau pruna, sau care se desprinde fructul de pe ramura purtătoare. Cătina nu se desprinde, rămâne acolo. Și atunci, singura posibilitate de a recolta, de a culege fructele, este ori să tai codița fructului, ori să o tai prin metoda frigului. Noi am adoptat metoda frigului prin care congelăm fructele cu tot cu codițe și în momentul în care sunt congelate se comportă ca sticla. Ai vibrat, ai mișcat, ai bătut, codița se sparge, se desprinde foarte ușor. Acest procedeu presupune și ne obligă să folosim varietăți care răspund la o anumită tehnologie, la tăierea radicală a coroanei. Tăiem coroana complet. Trebuie să fie capabile să-și refacă coroana la fel de frumoasă cum a fost, sau chiar mai frumoasă. Asta a fost o provocare extraordinară, pentru că foarte multe biotipuri găsite în flora spontană, valoroase prin conținut al fructelor, n-au făcut față la această tehnologie și a trebuit să renunțăm la ele. Viața e frumoasă, viața de cercetător e frumoasă, dar și complicată și duce de multe ori la fundături din care... Foarte adevărat ceea ce spuneți. Sper ca numărul hibrizilor, a varietăților, a hibrizilor de cătină să fie din ce mai mare și cu rezultate deosebite din punct de vedere cantitativ și calitativ. Da, din acest punct de vedere vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingea. În câmpurile noastre de testare, la ora asta avem peste 70 de hibrizi noi. Ba chiar avem în premieră europeană hibrizi euroasiatici cu gene de împrumut, care se comportă extraordinar de bine și sperăm că sortimentul de cătine, sortimentul viitor al fructelor, al culturii cătinei, se va îmbogăți cu câțiva hibrizi formidabili din punct de vedere al calității fructelor, al producției, al aspectului comercial, al tuturor componentelor care îi privește marketingul final al fructelor. Felicitări pentru ce ați realizat, ce intenții aveți. Și mulțumesc pentru aceste vorbe. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc încă o dată despre cătină și vă așteptăm pe la noi pentru exemplificări.